Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Silver Chest cu 150 de gold, Inferno Tower și Royal Delivery, două Golden Chest, 602 gold, Fireball, Bomb Tower, trei Musketeer și Barbarians, un și încă unul cu 562 de gold, avem Skeletons, Mega Minion, Skeleton Barrel și Hell Spirit. Bun, hai să donăm și în clan, să vedem dacă avem ceva de donat. Ok. Bun. Și acum, hai să ne uităm și în shop. Băi, v-am spus eu că au început să bage reward-uri mai bune în Daily Deals. Adică Golden Chest nu cred că am avut niciodată. De obicei era un Silver Chest acolo. Avem 584 de gold, un Mega Minion, avem Barbarian Hunt, Skeletons și Furnace. Ok. Și hai să ne luăm și reward-urile din Tire. Da? Avem un Crown Chest cu 1105 gold, 3 gemuri, Skeletons, Barbarians și Gărzi. Ok, și Dark Gabriel. Și următorul încă nu e deblocat, mai avem nevoie de câteva coroane, da, ca să-l putem deschide. Și hai să vedem, aproape ajunsesem eu la acest reward de 5000 de gold, dar mai important decât asta este să ne jucăm meciurile la ori. Vedem că nava a fost avariată și haide să încercăm să o reparăm. Practic ne plătim cu opțiuni de a juca în joc, da? Deci alegem să nu jucăm un joc și să reparăm nava. Deși am fi putut să-l atacăm pe Hazard al 6-lea, dar trebuie să ne și reparăm nava să putem avansa. Bun, păi dacă nu putem juca în war, haide să dăm câteva meciuri în arenă, după care vom juca și în challenge. Suntem cu un meci de 1v1, hai să pornim cu Valkyra din spate. Trebuie să pun mini pack aici. E teroare cu Lumberjack-ul, dă un damage foarte mare pe orice, practic. Aș vrut să dea și mini pack ca un hit acolo pe turn. Dar ne mulțumim cu ce am reușit. Scăpăm aici de Baby Dragon. O să scăpăm imediat și de acel bomber. Reușește un hit pe Tesla. Ei, și acum. Trebuie să vedem cum ne apărăm de acest golem. O să pun arcașele în spate. Trimit și Valkyra și vrea să trimit și Minipeca-ul. Da, probabil o să-l pun aici pe... Ok, și mai dăm un Eros ca să... Oricum, ne-am luat destul de mult damage acolo. Nu știu dacă puteam evita acest atac. N-aveam cărți potrivite pentru a păcăli acel golem. Eu spun aici un Tesla. Bun, scăpăm de bomber. Strângem Valkyra. Și era bine dacă reușeam să ajungem și cu mini peca acolo. Dar vom pune un freeze aici. Și o să dăm așa un fireball plus un Eros. Din păcate n-am reușit să scăpăm de acel Night Witch. Și e destul de urât acest meci.
nu mai avem șanse de reușită. Hai totuși să mai trimitem pe aici un pog. Dai și un freeze. Oh, da, ne-a rupt efectiv. Chiar nu mai aveam nicio șansă să... să reușim să câștigăm. Nici măcar să-i dăm jos un turn, de fapt, ce vorbim de victorie. Bun. Băi, hai să mai dăm un match în arenă, după care vom juca la challenge. Avem nevoie de un crown chest, da, suntem boostați și se deschid mult mai repede, da, de două ori mai rapid toate chesturile și mereu rămânem în deficit. Îi trimitem aici mini PK-ul. Mamă, și avem un adversar de level 11. Ar trebui să-l facem fără probleme. Dar ar trebui, cum vom vedea. Spunem Valkyra aici. Da, trimitem arcașele în spate, mă aștept să pună ceva aerian pentru Valkyra. N-a pus. Dau un fireball aici pe... Prințesă. Hai să trimitem acum mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. cu Hog. Cred că o să încep cu mini P.E.K.K.A. din spate. Și vom trimite Hog-ul în față. Avem Freeze, avem și Valkyra, mai degrabă facem combinația asta cu toate cele trei trupe. Ah, și are acel... Oh, ce bine că a dat racheta! Ce bine că a dat racheta, pentru că făcusem o greșeală acolo cu cele trei trupe și rămâneam descoperiți ca și elixir. Dar ne-a ajutat acea rachetă. Da, Tesla e cam inutilă în acest match. Am văzut că el atacă cu barrel-ul, cu Goblin barrel-ul. Da, bineînțeles și logo și... Ok, spunem aici o Valkyra. Să dăm freeze-ul pe... Da, băi, și ce bine joacă. Dar trebuie să-l prindem un offside. Da, va trimite Goblin Barrel-ul. Hai să vedem. Ok, și trebuie să trimitem Hog în față, ca să nu mai poată da racheta. Da, o va trimite acum. Cu siguranță. Hai să vedem. Trimite mini P.E.K.K.A. Punem aici Valkyra. Da, și meciul va intra în prelungiri. Da, știți că vă spuneam că, păi, ăștia cu level mic sunt foarte periculoși. Nerus. Ah, și nu reușim. Nu reușim un hit cu mini P.E.K.K.A. Da, și trebuie să ținem cont că el are racheta. Trimitem aici Hog-ul. Da, și ce bine s-a dus acolo Hog-ul pe turn.
reușește câteva hituri bune, da, și obținem victoria. Cu puțin noroc obținem victoria. Bun, ne luăm silver chest-ul. Ok, hai să mai vedem un clan. Da, nimic interesant. Bun, voi cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!